Cum te simți acum că faci parte din primii tricolori U20 din istorie? Mă simt foarte bine, este o onoare foarte mare și sper să facem o treabă cât mai bună în cele două meciuri. Îți dă și mai multă încredere această convocare? Simți că aveai nevoie să faci acest pas în dezvoltarea ta ca fotbalist? Cu siguranță îmi dă mai multă încredere în mine și este un pas foarte important pentru mine și pentru dezvoltarea mea personală. La începutul lunii, într-un amical cu Israel, la 1 România a reușit să câștige cu 2-0. Ambele goluri au fost marcate de tine. Ce ar însemna pentru tine să înscrii și pentru U20? Ar însemna foarte mult pentru mine să scriu și pentru cei de la U20, mai ales pentru că sunt două meciuri foarte tare cu Portugalia și cu Anglia și sunt unele dintre cele mai bune echipe din lume. Cum ai descoperit fotbalul și ce reprezintă acesta pentru tine? Tatăl meu m-a dus prima oară la, la fotbal, deoarece nu avea cu cine să mă lase acasă și m-a luat după el la teren, că el era antrenor, e și încă este de fapt. Și pur și simplu mi-a plăcut să mă joc cu mingea. Cum s-a schimbat copilăria ta din acel moment? -a, nu prea s-a schimbat, deoarece pur și simplu la vârsta era încă un joc. Pe parcurs, când am început să fiu din ce în ce mai serios, am mai renunțat la distracții, la cercul de prieteni și mă țin de treaba. Simți că ai făcut un sacrificiu mare? Niciun sacrificiu nu este prea mare când îți place ce faci. Care este antrenorul sau persoana care a avut cea mai mare influență asupra ta? Toți antrenorii din cariera mea și nu numai antrenorii, toate persoanele din viața mea au avut o influență destul de mare asupra mea și asupra evoluării mele într-o caracterizare sinceră, care ar fi punctul tău forte și ce calitate ți-ai dori să ți-o îmbunătățești? Punctul meu foarte ar fi faptul că sunt foarte muncitor, îmi place să muncesc, să mă pun în slujba echipei și o calitate pe care aș vrea să mi -o îmbunătățesc ar fi... Să zic, momentul în care să mi aleg să trag la poartă. Care este idolul tău și de ce? Am mai mulți idoli, dar unul dintre ei este Cristiano Ronaldo, deoarece depune foarte multă muncă și pune foarte multă pasiune în ceea ce face. În ce campionat din străinătate ți-ai dori să joci sau care ți s-ar potrivi ca stil? Mi-aș dori să joc în oricare din campionatele din străinătate, în unele din în unul din cele mai bune, dar unul din preferatele mele ar fi Spania, iar al doilea, Anglia. Dacă ar fi să te transferi, care sunt criteriile după care vei alege clubul la care vei merge? Păi, în primul rând, aș vrea să îmi aleg un club care să mă ajute să evoluez atât pe plan personal cât și pe plan colectiv, să mă pună în slujba echipei și cam atât.